Dacă pe unii bucură, pe alții îi bagă în sperieți, temperaturile ridicate de toamnă aduc mari îngrijorări în rândul fermierilor. De aproape 3 luni, în raionele Căușeni și Ștefan Vodă nu a mai căzut un strop de apă, iar o parte din culturile agricole au fost compromise. Un factor îngrijorător reprezintă semănăturile de toamnă. Majoritatea câmpurilor au fost semănate în uscat și nicio sămânță de grâu nu a fost înfrățită până la sfârșit de octombrie. În lipsa ploilor, sub semn de întrebare, stau peste 8.000 de hectare de teren semănate cu grâu la Ștefan Vodă și alte peste 2.000 de rapițe, potrivit unui material video realizat de jurnaliștii de la Studio L Online. Vremea anormal de caldă din septembrie și octombrie bagă în sperieți fermierii. 13% de umiditate la adâncimea de un metru. Aceasta este starea solului la finele lunii octombrie în raionul Ștefan Vodă. Din cauza temperaturilor extrem de ridicate și a lipsei de precipitații, semănăturile de grâu au fost efectuate în uscat, iar mii de hectare semănate cu cereale din prima grupă stau sub semnul întrebării. Până la moment avem semănate 610 hectare de orz de toamnă, 2160 de hectare de rapiță de toamnă și 8626 de hectare de grâu de toamnă. Cu părere de rău, încă suprafețe înfrățite nu sunt cu grâul de toamnă. Insuficiența de umiditate duce la ceea că el încă nici n-a răsărit. Multe suprafețe chiar avem semănătura în uscat și nici nu e încolțit bobul în sol. Ultima dată în raionul Ștefan Vodă a plouat în luna iulie. Fermierul Andrei Dânga spune că an de an încearcă să implementeze tehnologii noi în agricultură, precum no-till și pro-till. Asta pentru a nu introduce aratul și plugul în sol. Chiar dacă încearcă prin toate metodele să păstreze umiditatea în sol, după 3 luni de arșiță și fără strop de soare, pământul este uscat până la un metru adâncime. După cum vedeți, noi lucrăm în sistemul no-till, deci respectiv agricultura conservativă, ca să putem înmagazina umiditatea an de an, dar necătând la acest sistem avem probleme tot majore, fiindcă într-adevăr așa secetă n-a fost, noi nu ținem minte în istorie cu temperaturi atipice, avem 2 luni jumate fără ploi. Deci situația e complicată, noi avem practic grâu nici nu a încolțit, deci nu știu ce o să fie, cred că o să fie încolțiri târzii. Deci probabil în iarnă, deci respectiv nu ne putem aștepta la roade bune pentru anul viitor. Situația în rândul fermierilor foarte pesimistă, avem prețuri mici. Situația se repetă câțiva ani la rând pe parcursul întregului an și nu doar în sezonul de toamnă. Din cauza arșiței, recolta medie la hectare anul acesta a scăzut semnificativ la unele culturi, iar unii fermieri au fost nevoiți să lase pe câmp porumbul și fărea soarului, care nu s-au mai dezvoltat. Fermierii susțin că dacă nu se vor lua măsuri imediate, mulți agricultori riscă să falimenteze. Mare parte din fermieri deja sunt în condiții financiare precare, mulți sunt în prag de faliment, mulți deja sunt o parte care au falimentat. Potrivit meteorologilor, și începutul de noiembrie ne surprinde cu temperaturi ridicate și fără precipitații. Mercurul din termometre va urca în următoarele zile până la 19 grade Celsius, iar precipitații nu se prevăd.